Un număr impresionant de luptători provenind de la 46 de cluburi din țară s-au reunit recent la Deva în cadrul unei importante competiții de kickboxing. La această reuniune sportivă, la care au luat parte aproximativ 360 de luptători, a participat și o delegație de tineri luptători de la clubul mușcelean ACS Ambiția Irinel din Câmpul Lung. Rezultatele pe care mușcelenii le-au înregistrat cu această ocazie sunt demne de apreciere, numai puțin de 12 titluri fiind trecute în contul clubului câmpulungean. Tocmai ne-am întors de la ultima competiție care s-a desfășurat la Deva, unde am participat cu 18 sportivi și ne-am întors acasă cu 19 medalii, 12 fiind de locul 1 și 7 de locul 2. Am avut sportivi în principiu avansați, începătorii au fost foarte puțini și din cauza asta ne-a mers și foarte bine competiția. La competiție au fost foarte mulți sportivi și foarte multe cluburi, de unde și schimbul de experiență și sportivi noi de la alte cluburi ne-au încântat să luptăm cu ei. Cluburi care au fost mult mai cunoscute decât noi, dar pe unde am ajuns am început să ne facem cunoscuți și să luăm rezultate foarte bune. Urmează o competiție la Hațeg unde o să ne batem pentru niște piramide pentru niște genturi și încă una care o să mergem la Petroșani. Până vară nu mai mergem la niciuna, astea sunt ultimele două și încheiem cea jumătate de an. Rezultatele înregistrate la această ultimă confruntare, dar și cele obținute în ultima perioadă, îi determină pe antrenorul Irinel Bădulescu și pe elevii săi să se pregătească în continuare intens în perspectiva viitoarelor concursuri, cu toții fiind conștienți că doar printr-o pregătire serioasă și o muncă susținută vor putea să performeze în acest sport bărbătesc.